Dragi prieteni, să știți că am astăzi în fața mea o sărbătorită, mă bucur foarte tare pentru că tocmai a fost ziua ei, prin urmare. Dacă sunteți pe YouTube, pe canalul de YouTube Cristi Branc, unde vă invit să dați subscribe și mă bucur că o faceți. Dacă sunteți cumva pe contul de Facebook Cristian Branc, aveți voie să-i spuneți la mulți ani Nicoletei Voica pentru că a fost ziua ei sâmbătă. La mulți ani! Mulțumesc, dragilor! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Dacă sunteți cu mine, mă bucur din tot sufletul. Dacă sunteți cu Cristi, mă bucur foarte tare pentru că el este un prieten drag. Și el, și Oana, și micuțul prinț. Așa îi zic eu copilașului lor. Mulțumesc mult pentru oportunitatea asta de a le vorbi și de a ne sfătui, de fapt, cu cei dragi, cu cei care ne aplaudă mereu. Să știi că asta e și ideea, să fim aproape de oameni. Oamenii acum, dacă ar dori să ne vadă, să te audă cântând, să ne audă vorbind cu ei, au cu siguranță foarte puține opțiuni. Pe când ceea ce facem noi acum și ceea ce face toată lumea care intră pe internet este că dă ocazia oamenilor să se bucure de exemplu, de tine. Uite, deja sunt oameni care intră alături de noi. Hristos a înviat, ne spune și Elena Gheorghiu și vor spune mulți oameni. Cum ai te-ai sărbătorit tu de ziua ta la mulți ani? Mulțumesc! M-am sărbătorit ca de fiecare dată, adică eu și cu Alin, între noi doi, între mine și soțul meu, e o diferență de 5 zile. De când ne-am căsătorit de 2 ani, noi am convenit să ținem ziua împreună, pentru că de fiecare dată făceam chefuri, mese întinse, mâncate, băute și se bucura toată lumea, dar nu prea era spre folosul împlinirii noastre suflete. Și atunci am hotărât să ne bucurăm mai mult pe noi, pentru că așa e firesc. Și am hotărât în fiecare an de ziua noastră să plecăm din țară, dacă anul ăsta nu s-a putut. Am plecat în incinta casei noastre și n-a fost rău că am fost împreună. Am sărbătorit, am jucat, am cântat, pentru că noi așa știm să sărbătorim. Și dacă Dumnezeu ne-ar ține împreună, așa ar fi starea asta, zic, Doamne ferește, de criză, ani în șir, pe noi nu cred că ne-ar deranja foarte tare, pentru că noi suntem obișnuiți să stăm împreună, să jucăm, să cântăm, avem tot ce ne trebuie acasă. Avem o mică fermă, avem studio de înregistrare, am făcut un videoclip în curtea casei, îi invit pe cei care ne ascultă să urmărească tot ce e nou și tot ce vor să știe despre mine pe canalul meu de YouTube, Nicoleta Voica Bagiu. Îi invit să afle despre Alin, că mai nou face un business internațional cu încă un partener dintr-o multinațională și mă gândesc că nu-i puțin lucru. Am elevi cu care lucrez acum lucrez online, pentru că așa este, dar da, nu e rău deloc, chiar nu e rău deloc. Cântăm în fiecare zi, jucăm în fiecare zi, filmăm în fiecare zi, îi ajutăm pe cei care au business-uri, adică mici producători, care sunt prea puțin cunoscuți și m-am gândit că de ce nu? Eu am trăit atâția ani în America și am văzut că se laudau aia cu 3 frunze pe care puneau o lumină într-un copac și ziceau că wow! Da. Păi noi chiar, noi românii, chiar avem oameni wow, cu mâini extraordinare care știu să facă lucruri faine. Și atunci m-am gândit să-i laud. Benevol, bineînțeles. Și le-am spus, dragilor, sunați-mă, toți care aveți mici business-uri, care vreți să se știe despre voi, sunați-mă și eu asta. Sunt aici să fac. Cei care doresc să sărbătorească zilele de naștere. Ce știu ce sărbători mai au în familie. Eu le cânt live, le fac dedicații. Mi se pare fain dacă pot să faci asta. De ce nu? Am primit de ziua mea în cadou o linie melodică un pic altfel, o piesă de muzică ușoară de la un compozitor cu care noi colaborăm, un om minunat, Ioan Todoran. Dumnezeu să-i dea sănătate și mulțumesc cu tot sufletul. O linie melodică care sună mai mult a muzică ușoară și pe care Alin o să pună text și eu o să cânt. Mi se pare nemaipomenit. Se pot face foarte multe lucruri doar să vrei. Acum, dacă nu vrei și cine nu e obișnuit să lucreze și cine nu înțelege că ce-a fost, n-are cum să mai fie la fel. Trebuie într-un fel să ne repoziționăm, așa, să ne rearanjăm în așa fel încât să avem o afacere, să avem o sursă de venit, să facem ceva care să ne și bucure și să ne și pricepem de fapt la ce facem. Eu zic că nu e un lucru rău.
Nu e un lucru rău. Stai să-i salutăm și pe prietenii care sunt cu noi. Silvia Roșca, la mulți ani fericiți, Beatriz Barac, Rodica Voiculescu, Mirabela, Tatiana, Monica, Elena Stupar, Georgia, Diana, Ramona, Alina, Cristina, Iacob, Alex, Martin, Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu, pe care îi pupăm cu mult drag. Maria Popescu, le mulțumesc din suflet, niște oameni minunați, extraordinar de talentați, extraordinar de frumoși, da, și pe dinăuntru și pe din afară. Ăștia sunt oameni adevărați, oameni dăruiți. Așa este. Zina Bogdan, fostul meu coleg de la Antena Stars, Lavinia, Livia, Bogdan, care a lucrat ca reporter la Spy News, Mihaela, Maria, Gabriela, păi, dar au intrat foarte mulți oameni, Nick Coman, care cântă absolut minunat grecește și se află în Miami, Natalia, Ionela, toată lumea este alături de noi, Nicoleta Voicu, cântăreața care este Nicoleta Voicu. Deci Nicoleta Voicu către Nicoleta Voica. Da, scrie-i. Mulțumesc frumos. Doamne ajută. Pentru mine, stai așa să-mi pun și eu niște elemente ajutătoare, că văd că ai și tu. Te văd mai bine. Ești mai frumos. Tu așa ai văzut? Ai crezut că vorbești cu altcineva. Eu sunt, da. Eu le mulțumesc cu oamenilor pentru toate gândurile frumoase, pentru faptul că atâția ani m-au suportat, m-au aplaudat. Ce-aș fi fost eu fără aplauzele și aprecierile lor? De foarte multe ori mă gândesc, domnule, ar fi păcat să te lași de tot ce știi să faci. Știu să cânt, cel mai bine știu să cânt, dar asta nu înseamnă că moare lumea dacă ar trebui să fac și altceva. Nu știu, învăț pe alții să cânte, le dau texte altora, pictez, fac mâncare. Apropo, fac scenete, mici scenete. Tu știi că... Am văzut mâncața și că faci niște scenete cu niște cetățeni. Mexic și Amandina, ai văzut? Da. Asta ca să bucur oamenii, să-i fac să fie într-o stare de bine, să știe că starea de bine, de bucurie, de fericire, ajută foarte mult sănătății. Și dacă da, de ce nu? Acum ce să facem? Ne punem mâinile pe piept și renunțăm. Niciodată. Românii au fost învingători mereu. Ei știu să fie minunați în orice vremuri. Și alea rele trec ca și alea bune. Așa că și le mai spun, tot timpul le spun, dragilor, dacă vreți să știți ce facem, cum jucăm, cum cântăm, orice facem noi, uitați-vă pe Nicoleta Voica Bagiu și aflați tot ce vreți să știți. Pe canalul, nu pe ea, că pe ea nu vă puteți uita. Nicoleta, pe Cambagiu, pe YouTube. Auzi, fii atent. Deci, vrei să spun că știu ce face soțul tău în acest moment? Ia să aud. Se uită la noi pe Facebook, l-am descoperit. Bravo! Bravo! În sfârșit o treabă serioasă. O pupăm pe Gina Matache, care ne urmărește, Alin, Marius, Lina, Ilișca, Monica, Bogdan... De multe ori mă întrebau oamenii, zice Nicoleta Voicu, dacă suntem rude, nu, pentru că e un A care nu e U și un U care nu e ea. Salutări din Chicago, din foarte multe locuri, avem și pe YouTube Camelia, Dana, deci toți oamenii ăștia, Romică, Dana, sunt alături de tine. Bun, ai zis că lucrurile nu vor mai fi la fel. La ce te referi că nu vor mai fi la fel? Pentru că nici nu se putea să mai fie la fel, Cristi. O luasem razna în toate domeniile. Eu vorbesc despre domeniul meu, că n-am dreptul să vorbesc despre altele. Pot să-mi dau, de fapt, o părere că suntem o țară liberă. Dar mă uitam în ultima vreme ce se întâmplă muzică. Toată lumea râde, cântă și dansează. Te pricep, nu te pricep, toată lumea cântă. Păi nu știu dacă ar trebui să fie așa. Și acum, Dumnezeu să mă ierte. Chiar așa, prea mulți bani s-au luat făcând nimic. Așa e. Ori toate lucrurile astea ar trebui aranjate până și banii ăștia care s-au risipit. Acum am avea nevoie de banii ăștia. Nu poți să cânți cu 20.000 sau 30.000 de euro o oră. Nu se poate. E nefiresc. Nu e normal. Hai să facem lucrurile să fie bune. Hai să încercăm să fim mai buni unii cu alții, să ne ajutăm mai mult. Uite, acum, de când stăm în izolare, așa, mă gândesc eu de foarte multe ori, Doamne, te rog să mă ierți pentru toate păcatele mele, până și faptul că mie mi se părea normal. Mi se părea ceva firesc să mă duc la coafor, să mă vopsesc, să mă tund, să merg la mani, la penii, la cosmetică. Uite că nu e așa. Acum, când nu mai putem face aceste lucruri care atunci ni se păreau banale, le prețuim mai mult și ne dăm seama că, de fapt, orice mic lucru care s-a adăugat vieții noastre ne aducea valoare în plus. Și pentru asta ar trebui să fim recunoscători. Ai dreptate.
Nu știu dacă mai apuc să spun toți oamenii care au intrat, cu siguranță că sunt foarte mulți și sunt prietenii noștri, îi salutăm pe toți și invităm să se adune cât mai mulți, să dea share, să dea subscribe ca să aibă toate poveștile pe care le facem aici. Dacă ai găsi din nenumăratele, că nu știu câte piese ai, cu siguranță că le-ai numărat, sunt mii, tu știi câte ai, o piesă care s-ar potrivi acestei perioade, care ar fi ea și care ar fi refrenul? Să știi că nu de mult, nu vreau să zic ultima, sper să nu fie ultima, nu cea mai recentă înregistrare, noi avem și studio acasă, am făcut un videoclip și am înregistrat o piesă, videoclipul am făcut aici în curte, că se poate face orice, dacă vrei, doar dacă nu vrei. Și am înregistrat o piesă care are un text foarte actual și care mi se pare că se potrivește cu situația asta. Cei care vor să vadă mai mult să se uite pe Nicoleta Voica Magiu pe YouTube, dar eu acum o să-ți cânt o strofă ție și celor care vor să audă. Sigur. Doamne, toate s-au schimbat. La 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 la, nu-i mai cum or fost odată. La 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 la, că viața nu-i cum ai vrea. La 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 la, îi așa cum s-o pucea. La 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 la, pentru că așa se întâmplă. Nu-i ce vrei să faci, e așa cum se poate să faci. Și așa trebuie să facem toți. Băi, fii atent, uite, Zina Bălănescu zice: la mulți ani, doamna Voica, viață lungă, aveți un look absolut superb. Deci tu, dacă nu spuneai că ești Nicoleta Voica și eu ne, tu te cunoșteam și erai în America, puteam să cred că lucrezi undeva pe la Casa Albă. Ești foarte și cu freza asta, ești mulțumesc, tare. Mulțumesc frumos, dragii mei, doar ce am împlinit 64 de ani. Mulțumesc. Și nu țin secret asta. Îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru toate zilele frumoase care mi l-a dat și mai mult decât atât îi mulțumesc soțului meu care chiar a făcut ca viața mea să fie extraordinară. Cum a făcut? Pentru că fără el, tot ce se întâmplă în ultima vreme n-ar mai fi la fel. Cum a făcut și ce a făcut? Hai să detaliem, ca să înțeleagă lumea cum e soțul ideal. Faptul că orice solist, orice artist trebuie să înțeleagă că oricât de bine ar cânta, oricât de frumos ar fi, oricât de bun ar fi partea asta muzicală a vieții lui, vine o vreme când nu mai corespunzi cu ceea ce e pe piață. Ori asta n-ar trebui să fie o îngrijorare. Trebuie să te facă să fii mândru de ce ai făcut până atunci și să rămâi la fel de pozitiv. Asta în cazul în care ai un soț ca al meu, care știe să mai facă și altceva. Alin, care este un foarte bun antreprenor, un foarte bun agent de vânzări, un om care face business, te-am spus, cu o multinațională acum și care un business internațional și din care probabil că noi vom trăi în ultimii ani. Asta nu înseamnă că se întâmplă o mare tragedie. Dacă voi cânta în continuare, dacă voi face bani din asta, că eu de cântat voi cânta, dar nu se știe cât voi mai câștiga. Dacă voi mai câștiga, va fi un bonus și le mulțumesc tuturor. Ție și tuturor celor care lucrați în media, pentru că fără ajutorul vostru, noi de fapt n-am ajunge în casele și în sufletele nimănui. Este un parteneriat pentru toți oamenii care ne urmăresc, să știi, pentru că ei se adună într-un număr atât de mare pentru că tu le dăruiești ceva și le dăruiești în primul rând sufletul tău și asta e important. Multă sănătate și tot respectul, răspund Cornelia Catanga și Aurel Pădurean. Uite, ne urmăresc Ana și Mihai din Chicago. Avem prieteni care ne urmăresc, salutări reșicenței noastre. Na, că mi-a ieșit Bebe și Miha Perini care sunt din Viena, bun prieten cu noi, foarte multă lume care este aici cu noi și asta este semn pentru tine. Pentru că tu ești într-un fel, tu pe tine nu te-au schimbat vremurile și indiferent de cum a fost și când a fost, tu ai fost la fel de jovială și deschisă și apropiată de oameni. Dar cât crezi că se poate schimba lumea asta? Pentru că lumea când te ascultă zice: mamă, și ce se va întâmpla după? Cu artiștii probabil că multe lucruri anul ăsta nu se vor întâmpla pentru că nu știm cum vor fi cu adunările publice. Dar în rest, anul viitor, sau ce crezi că se întâmplă? Eu cred că se vor alege, în sensul că, ca și neghina, știi, de grâu, ar fi trebuit să rămână de fiecare dată cei valoroși. Și cred că asta se va întâmpla și acum. Vor rămâne cei care au ceva de spus. Chiar dacă un an de zile nu se va cânta, nu va fi nicio problemă. Apropo, hai să-ți vând un point. Te rog.
Nu până la capăt, că n-ar mai fi surpriză. Așa. Să știi că Alin, care, nu că Claudiu, că e soțul meu și că-l iubesc și că-l apreciez, s-a gândit la o metodă de a ajunge în casele oamenilor fără ca ei să plătească transport și niciun fel de deplasare și niciun fel de cheltuieli pentru soliști și orchestră. S-a gândit că de aici, de la noi de acasă, noi putem trimite muzică oriunde în lumea asta. Și asta este un lucru extraordinar. Poate cineva își dorește să aibă o oră cu, nu neapărat cu mine, cu orice solist. Noi avem și agenție artistică. Așa că dacă îți dorești unul din artiști cu orchestra, foarte bine poate să-ți cânte. Tu spui un ecran și la tine acasă se poate întâmpla orice. Mi se par niște lucruri extraordinare. Nunțile nu vor mai fi de 500-600 de oameni, pentru că nu vor mai fi așa. Nu vor mai permite vremurile. Totul va fi altfel. Dar cel altfel nu înseamnă că va fi o nenorocire. Eu zic că va fi spre binele nostru. Se vor rearanja lucrurile în așa fel încât să ne fie mai bine nouă, să trăim în mai multă siguranță. Nu cred că e rău. Aveam nevoie de un lucru ca ăsta. Așa că, Doamne, dă-i să fie bine. Și tot timpul am spus, bănățenia o vorbă, hai că nu-i dracu baș atât de negru. Trec și ale rele, au trecut și ale bune, toate o să treacă. Noi românii suntem învingători. O să vedeți că o să treacă toate. Pentru că așa a fost, așa o să fie, așa va fi mereu. Toate o să treacă, o să fie bine. Doar mi-e teamă de un singur lucru, să nu uităm prea repede. Că dacă uităm, ne întoarcem la tot ce e rău. Să învățăm ce avem de învățat din perioada asta și să încercăm să fim constanți, să încercăm să fim mai buni, să încercăm să ne iubim, să ne respectăm și să ne ajutăm între noi, că la urma urmei, asta este câștigul de fapt. Acum să-ți spun ceva. S-a auzit că pe 15 mai se relaxează și deja lumea a început să numere zilele ca la armată, e cu AMR acum. Deși în momentul în care va fi pe 15, o să avem... Să iau la fund de toți. Exact. Treaba este că s-ar putea să aibă o surpriză, să vadă că două zile o ține așa, încep nebuniile, încep grătarele și după vreo două zile zice ia la locomanda, frate, că n-ați înțeles nimic. S-ar putea să fie așa, pentru că oamenii nu-și dau seama că după 15 nu se vor mai întoarce lucrurile toate cum au fost. Așa cum au zis. Doamne, la asta m-am gândit și eu. Ar fi bine să înțeleagă lumea, să înceapă un alt fel de început, de fapt. Știi ce vreau să chiar zic? Chiar dacă e un pleon. Începeți altfel, fraților. Fiți mai cu grijă. Încercați să fiți mai responsabili. Nu năbăliți în felul în care ați fost obișnuiți să o faceți, pentru că nu face bine nimănui. Cred că ar trebui să fim mai protectivi și cred că ar trebui să devenim un pic mai iubitori unii cu alții, să nu fim atât de individualiști. Cred că asta ne-a pierdut. Că noi am fost genul ăsta de oameni, mă, dacă mie mi-e bine, ce mă interesează pe mine cei peste drum? Nu, nu. Dacă nu e bine peste drum, n-are cum să ție bine nici ție. Foarte frumos spus. Auzi, am o întrebare. Acum mai în glumă, mai în serios. Păi și ce se întâmplă în Oaș, unde nunțile erau de 1000 de persoane, așa, ca medie? Păi o să le reconsidere și o să facă în așa fel încât să fie a cincea parte, a șasea parte. Nimeni nu spune că trebuie să te petreci cu 2000 de oameni. Ei făceau acest lucru tocmai ca să și câștige. Ori nunta nu cred că ar trebui să fie un prilej de a câștiga. Cred că ar trebui să fie un prilej de a-ți bucura sufletul, de a te împlini. Cred că asta contează mai mult. Mie îmi spui că am făcut-o ca și tine, am făcut o nuntă foarte restrânsă și cred că lucrul ăsta a fost cel mai important. Dar pentru cei care doresc chestia asta, să știți că soluția este, dacă nu puteți să faceți una de 1000, faceți 10 de 100 și tot chestia aia se întâmplă. Bună idee, da, faceți 10 de 100, da. Exact, adică, domne, facem o nuntă. Nuntă episodul 1, 2, 3, 4 până la 10, până când se termină invitații. Nu știi că a fost un om, un primar dintr-o localitate, l-am avut și la emisiunea TV invitat, care a făcut o nuntă cu 7000 de oameni pentru că erau 7 locuri în câte 1000 de oameni. Dar ei, da. Dar, și 7 locuri a fost concomitent. Asta e puțin mai greu. În orice caz, multe lucruri se... O să salutăm și pe Lucia Coman cu mult drag și pe mulți, mulți prieteni care ne urmăresc în acest moment. Lucia, și ne mulțumesc. Mulțumesc tuturor. Îți mulțumesc ție că mi-ai dat această oportunitate. O să rog pe Oana și pe micul prinț să vă fie bine, să fiți cu toții sănătoși și să dea Dumnezeu să ne întâlnim, să povestim despre lucrurile astea și să ne fie bine, să fim sănătoși. Acum apreciem sănătatea mai mult ca niciodată.
Care este cea mai bună poantă sau cea mai bună glumă din seria cu Hexic și cu Hamandin? Să știi că mie mi-au plăcut toate, dar mi-au plăcut cum am început noi. Aoleu, ai auzit de coronavirus ăsta, că și mămica avea coroană, dar coroana asta e cea mai tare. Mi-a plăcut extraordinar, mai ales că am auzit pe mulți vorbind coronavirus, zic, bă, au luat-o de la noi. Da, mi s-a părut drăguț. Da, mie mi-a plăcut una, cred că am spus-o și când a fost, că acum foarte multe poante au umblat, dar e bine, era una pe care am zis-o când m-am întâlnit cu Ozana, tot așa cu niște conlocuitori și zice, ce zise la televizor? Cât trebuie să ne mai spălăm pe mâini? Adică, știi cum e, e greu acum, în perioada de criză, e ordonanță militară să ne spălăm pe mâini. Dar și cum nu ne mai spăla? Să ne luăm revanșa, mă înțelegi? Da. Păi să știi că străbunica mea avea o vorbă. Doamne, cu maica, nu ce mai spăla atâta, că dai dalal. Apoi vreau să vă spun, dragii mei, că dacă nu mă spăl de 30-40 de ori pe mână, că mi-am luat vreo 5 rânduri de piele, m-am și gândit să, la următorul episod cu Hexi și Amandin, să zic, a, de capul meu că m-a spălat cu săpun de la mămica de sodă, de mi s-or topi și unghiile, așa că nu mai trebuie nici manicură, dragă. Foarte bun, foarte bun, absolut genial. Întotdeauna ai avut un... Dar chiar cu partea asta ludică a ta, cu felul tău spectaculos și unic de a spune glume, așa vreți să o fructificați, pentru că pe muzică, pe impresariat, adică tu ai așezat cumva lucrurile astea ca ele să fie organizate împreună cu Alin, dar aici pe bază de umor, aici ai locul în care se fructifică talentul ăsta? Cred că oamenii au nevoie de doza asta de veselie. Suntem într-o perioadă în care chiar nu mai știm ce să facem. Și chiar azi, uitându-mă pe mai multe programe, mă zic, oamenii iau razna cu atâția copii în casă, ăștia nu merg la școală, nebunesc, nu mai știu ce să facă. Hai să-i facem să zâmbească. Și atunci jucăm, atunci le facem scenete din astea, ne apucăm să le facem reclamă micilor producători care sunt extraordinar de talentați, dar nu-i cunoaște nimeni. Zic, hai să le facem noi publicitate, să știe lumea că poți să-ți cumperi lavandă, produse făcute din lavandă, că poți să mănânci mâncare japoneză, că poți să cumperi miere de stup făcută de producător român. Sunt atâția români talentați care nu sunt cunoscuți. Ori noi de ce ar trebui să fim cumva îngenunchiați tuturor produselor de afară doar că scrie într-o limbă străină? Mi se pare aiurea. Da, așa este. Uite, cred că cel mai bun coach transformațional din România, Petre Nicolae, spune că ești foarte carismatică pe Petre, pentru că fiecare dintre cei care ne urmăresc se gândesc cu siguranță la ce se va întâmpla cu viitorul lor. Financiar, ca business. Petre este un om care mie mi-a schimbat viața și o să vă povestesc până când ne vom întâlni cu el în câteva zile chiar și aici, ca să știm exact ce s-a întâmplat cu țara asta, cu banii ei și cu toate afacerile astea care sunt într-un moment de răscruce. Bun, foarte, foarte bine. Dacă mă caută pe canalul meu de YouTube, pe Nicoleta Voica Bagiu, pot să-i dau idei, pot să intre în legătură cu soțul meu, Bani, care face un business internațional, cu o companie multinațională românească și o să vadă că poate să facă bani de acasă. Așa că căutați-ne, dragilor, intrați pe Nicoleta Voica Bagiu și o să vedeți despre ce e vorba. Despre ce e vorba. Eu am avut o surpriză, am înțeles. Deci, soțul tău, uite, Mădălina spune că mi-e foarte dragă, îi ascult cu drag melodiile. Oamenii intră și sunt într-un număr mare, cei care urmăresc. Vreau să te întreb, totuși, am înțeles, Alin a făcut dansuri când era mic. La el este cumva de așteptat să fie foarte talentat. Dar cu tine nu mă prind de când această aptitudine pentru dans. Și cum... Vreau să spun că la începuturile mele, eu de fapt am fost și dansatoare, și solistă, și prezentatoare. Mai trăgeam și cortina când era cazul. Dar unde deci, așa? Faptul că am în sânge, am în inima mea, în sufletul meu, în toată dorința sufletului meu, muzica asta care îmi dă bucurie, care mă împlinește. Eu nu pot să ascult o muzică fără să-mi joace picioarele pe sub masă. Ori acum când am și cu cine să joc, visul meu este împlinit. La ziua mea, Alin se uită la mine și zice, hai da mândru să ți joc. Păi ce mai frumos
cadou decât ăsta? Ce mai frumos cadou că am primit o linie melodică de la compozitorul Ioan Todoran? Ce mai frumos că el mi-a făcut un text pentru piesa asta, o poezie, pentru că altfel nici nu se potrivea. Eu puteam să fac un text popular, dar n-ar fi mers pe linia asta melodică. Așa că mie mi se pare extraordinar și faptul că eu dau ore, eu dau ore online copiilor, tinerilor care doresc să învețe să cânte, pentru că asta nu se întrerupe, asta nu se încheie. Niciodată nu o să pot să fac altceva decât să cânt și să joc, pentru că sufletul meu cântă, pentru că și atunci când eu nu o să mai pot cânta, o să pot să învăț pe alții să o facă, o să pot să dau din ceea ce și eu am învățat de la alții, pentru că nu am mai spus și o spun, nu vreau să fiu cea mai bogată din cimitiri, vreau să las aici pe pământ ce am învățat și eu de la alții. Așa mi se pare corect. Uite, Bebe Pereni din Viena spune că a auzit și el ceva interesant despre coronavirus. Se spune că dacă nu găsesc cei măsură niciun lac împotriva acestui virus, vor găsi cu siguranță părinții care stau acasă cu copiii. Clar, asta este. Bravo, dragii mei. Bravo. Bravo. Acum... Mi-e place că oamenii sunt pozitivi. Este extraordinar faptul că și-au păstrat simțul umorului, faptul că joacă cu noi, că ascultă muzică, că își doresc asta, îi văd când mă sună. Eu mai din când în când intru în direct cu ei și le cânt, ți-am spus. Da. Spuneți-mi când vă aveți sărbătorile, zile de naștere, orice eveniment în familie, eu vă cânt cu drag, ce doriți să ascultați. Mi se pare un lucru minunat. Practic, dacă ești cu ei, dacă ești cu oamenii, dacă le asculți dorințele, dacă le împlinești sufletele, eu zic că este cel mai frumos lucru care poți să-l faci. Asta e așa, deci ziua lui Alina a fost înaintea ta sau urmează să fie? Înaintea mea, ziua lui a fost în 20, a mea e în 25. Păi la mulți ani, domne, așa că la 5 zile diferență, în astea 5 zile jucăm, cântăm, mâncăm, ne petrecem. Ce poate fi mai frumos? Așa este. Bun, e regulă. Stai o secundă să înțeleg. Deci tu ești taur și el este berbec sau tot taur? Și el e. El e și berbec și taur, că el este la limită. Dar vreau să spun un lucru, că ne înțelegem foarte bine că amândoi suntem cu picioarele pe pământ, dar cu capul prin nori, ceea ce nu-i rău. Am înțeles. Uite, oamenii au fost la ziua voastră, au jucat amândoi minunat, oamenii au urmărit exact ce ați făcut, deci e clară treaba că a fost distracție mare, ceea ce este foarte... E foarte frumos. Doamna care a fost la ziua voastră este... Adevărat, mulțumim mult! Uite, vezi, asta este avantajul. Oamenii care povestesc că au fost la ziua ta sunt din Germania. Treaba asta cu online-ul, deși nu mai suntem unii lângă alții, de fapt putem vedea lucruri pe care înainte nu le vedeam. Așa e. Mare lucru tehnica asta, mare lucru că ne ține unici și că ne vedem unii pe alții și că putem fi împreună, mi se pare fantastic. Nu știu dacă încă linia melodică este legată cu textul, ca să te rog până la sfârșit să cânți ceva, dar acea linie melodică, dar probabil că este o premieră și nu e momentul în acest moment, nu e momentul să o ascultăm în această seară. Pe de altă parte, vreau să te întreb dacă ai ieșit, dacă ieși, ce crezi despre treaba asta? Că în America, pe de o parte, sunt niște restricții, pe de o parte, ele nu se respectă și se nasc niște teorii ale conspirației care par americane, dar miros a satelit rusesc, ceva de nebunești. Bă, noi stăm în casă de vreo 6 săptămâni. Înainte de a veni, înainte am fost în America, acolo am și filmat un videoclip într-o casă de vreo 20 și de milioane în Hollywood, a fost foarte... Am avut o vacanță superbă în California. Acolo am și făcut videoclipul piesei, pentru că așa se preta. Era o piesă de influență sârbească. Un text compus de Alin, cu o linie melodică creată de mine, așa. Și mi s-a părut că e normal să nu cânt în costum popular. Și când ne-am întors de acolo, am venit acasă, 6 săptămâni n-am ieșit din casă. În casă suntem și acum. Dar faptul că... Casa noastră e mare, că avem curte, că avem o mini-fermă, că avem pomi fructiferi, că avem de toate. Într-un fel nu ne simțim foarte înghesuiți. Asta este un lucru fain, dar n-am ieșit din perimetrul ăsta. El se duce din când în când la cumpărături cu o listă făcută de mine, dar eu n-am ieșit. Însă când o să am voie să plec de acasă, mulți m-au mai întrebat ce am să fac. Am să mă duc la coafor, am să mă duc la mani, la pedi și am să mă duc la cosmetică. Că e foarte fain. Poți trăi fără ele. Poți să ți le faci singură. Dar e mai fain când ți le face altcineva. Așa este. Asta vorbeam și cu Geta Voina săptămâna trecută, în sensul în care una este să ne descurcăm acasă, dar alta e când stai, mai bârfești, mai faci. E adevărat. E o obișnuință absolut
normală. Uite, Doina se gândește dacă ai o piesă, tot așa un refren, care să-i aducă aminte de copilărie. Sigur. Uite acum. Uite acum. Și când mă sună pe mine, tot așa le fac. Traiu din copilărie, o fost și n-o să mai fie. Umblam pe cărări umbrice, lai la 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 la. Mâncam mere pârguice, lai la 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 la. Mere pârguice înseamnă merele alea care nu sunt nici coapte, da, nici verzi. Mi-a plăcut tare mult. Foarte frumos. Mă întrebă cineva ceva ciudat, dar nu știu, nu știu dacă fac o gafă sau ce este. Cine este Ciripelu? A, ce fain! Nu faci nicio gafă. Să știi că este o poveste unică. Ciripelu o să fie vedeta vedetelor. Așa. Nici ea de la Hollywood n-a avut așa o vedetă. Adică. Este o întâmplare absolut care ține de fantastic. Te rog. Îți dai seama. O găină s-a dus în cuibul porumbeilor, le-a mâncat ouăle și acolo în cuibul porumbeilor a ouat un ou. Deci un ou de găină tibetană pe care l-au clocit porumbeii și a ieșit un puișor galben frumos pe care noi l-am botezat Ciripelu și pe care îl creștem noi într-o cutiuță cu lampă de încălzit și tot timpul îi după Alin. Dacă unde merge Alin, dacă merge prin curte, merge și Ciripelu. Este ceva, uite, chiar acum ți-l aduce să-l vezi. Ăsta este un mare, da, personaj. Uite-te la el. Ăsta e Ciripelu. Ce spui, băi, frate, băi? Ce vorbești, bă, ce frumusețe? Păi, cum ar există ceva mai frumos? Uite-te la el. Ăsta este personajul anului, crede-mă. Absolut adorabil, este adevărat. Foarte, foarte mișto. Ce crește noi? Nimeni, toată lumea zice, domne, nu pot să cred un pui de găină tibetană care este clocit și îngrijit în primele zile de porumbei. Și acum este îngrijit de noi. Mi-a povestit Alin, dar nu, l-am văzut așa fugitiv, dar niciodată n-am avut acest gen de prezentare. Da, domnule, e văzut așa ceva? Îți vine să-l mănânci, adevărat. Ceva, o nebunie este. Absolut super. Deci uite, la tine l-am prezentat în premieră. Ăsta e Ciripelu, să știți. Foarte tare Ciripelu. Foarte, foarte tare. Bravo. Măi, dar tu ești cam frumos. O să devină, clar îl faceți vedetă. Și adevărul e că e frumos. Ar trebui, știi ce se întâmplă acum? Cred că putem să descoperim în case și lucruri simple, ne întoarcem la lucrurile simple, naturale. Toată ziua alergam după bani, după aia, să facem situații, tot soiul de... Să știi că în momentul în care Alin mă cheamă în grădină și îmi spune vine să-ți arăt niște prune mici, mă uit, mă minunez, îmi fac cruce, vine să-ți arăt din ce o să fie o pară mare și mă uit în pom și zic, Doamne Dumnezeule, cât am putut să fiu de ignorantă, cum n-am știut despre toate lucrurile astea înainte. Mă uit, văd piersici mici verzi, mă uit la fructe mici din smochine și nu-mi vine să cred. Văd cum înflorește, noi avem o magnolie, mai multe feluri de magnolie, dar una dintre ele cu flori mari ca și nuferii. Liliacul, da, alb este înflorit. Avem dovlecei din aceea de ornament și mă gândesc, Doamne, câtă minune, câtă frumusețe ne-ai dat, câte lucruri de care până acum n-am știut să mă bucur, pentru că n-am fost atentă, nu m-am bucurat de toate lucrurile astea. Am fost o ignorantă și îmi pare rău. Noi toți trebuie să fim mult mai atenți la natură și la lucrurile astea frumoase care ne înconjoară și care sunt menite să ne împlinească, să ne bucure sufletele și noi nu le-am observat. Adevărul este că, nu știu dacă am mai spus chestia asta aici, în fiecare zi când plecam către diverse locuri în care plecam, Mă uitam în jur în grădină și ziceam, bă, ce frumos e, nu sunt în stare. Sau seara când ajungeam și mă uitam în jur și spuneam, băi, frate, eu nu mă bucur deloc de locul ăsta așa frumos. Acum e locul în care simt că respir și ziua stau cu Oana, cu Tudor, ne uităm el la filmele lui, cu Oana mai facem diverse lucruri, dar stăm afară și practic biroul s-a mutat undeva în aer liber. Sigur că suntem alături și de cei care nu au această bucurie, dar sunt convins că pot ieși și pot descoperi natura așa cum este.
Deci voi ați fost norocoși că v-ați încărcat bateriile în Statele Unite și după aia ați venit încoace. Bravo, e bine. Adevărat. Și dacă n-am fi fost acolo, să știi că eu tot timpul m-am gândit și acolo am zis, hai să mergem acasă, acasă aici. Eu aș putea să plec oricând acolo, eu sunt cetățean american, el ar veni imediat după mine. Dar știi ceva? Locul ăsta, țara asta noastră, pământul ăsta nostru, are ceva special. Eu mă gândesc la socrii mei. Socrii mei stau nu departe de Lugoș, deci nu departe de Timișoara, de la noi până la ei, vreo 40 de minute. Îți arăt ceva cu care o să te uimesc. Ia te rog să te uiți. Da. Ai mai văzut așa ceva? Băi, frate, bă, dar deci este atât de frumos, dar și ce ciufă are. Puh! El cine este? N-are. Să știi că căutăm naș la el, dar eu m-am gândit că dacă el este gri albăstrui, așa, da. cred că o să-i spun trică. Pentru că n-am mai văzut o asemenea culoare. El e alb pe abdomen, da. Și în rest e albăstrui gri, așa. Dar e de o frumusețe rară. Uită-te și tu. Da, să știi că este foarte elegant. E ca și cum ar avea un costum așa, cu cămășuță. Deci este absolut superb. Ia, așa pe la nări, sigur că da. Uite așa, uite ce prezentări facem noi. Cine nu s-ar bucura să aibă așa ceva? Cine? Ia uite, mamă. Spune-i salutări lui Tudor, mă. Da, să știi că lui Tudor îi plac iepurașii. Am fost la domeniul Manasie acum ceva vreme. Erau iepuri acolo, 2 ore n-am mai plecat de lângă ei. Așa că, într-adevăr, sunt bucuria copiilor și sunt convins că sunt momente foarte, foarte frumoase. Și, deci, dar tu îi vedeai pe iepurașii ăștia până în martie? Îi vedeai, da? N-apucai să te bucuri? Dar mă duceam până acolo, tău, așa, drăguț, sunteți, mamă, așa, niște felii de mari, niște cele mai trebuia lor și la revedere. E, acum, stau mai mult și mă uit la ei, observ, în curând o să avem alți puișori și zic, Doamne Dumnezeule, noi în fiecare zi avem 6 ouă de la găinile noastre tibetane. Deci, noi putem să nu ieșim din casă, că avem de toate aici. Foarte tare. Cum este găina tibetană spre deosebire de găina autohtonă din Bolițean? Am citit și eu despre ele. Găinile astea tibetane sunt micuțe. Așa. Sunt niște, ca niște cradley, ca niște găinuțe americane, dar sunt negre. Așa. Și au un rav ciudat, adică se comportă ca niște ciori. Le place să stea în copaci, cât mai la înălțime. Alin le-a făcut un copac acolo la ele în cușcă, ca ele să stea cumva suspendate, că așa le place. Astora nu le place să stea pe sol, să meargă pe jos. Și mănâncă ce mănâncă orice găinuță. Și din când în când, din ce le mai dăm noi din casă, firimituri de pâine, tot ce curăț eu când fac mâncare, le plac și lor merele și grăunțele și sunt drăguțe foc. Dar carnea lor este foarte valoroasă. E 150 de lei kilogramul de carne. Olele. Și ouăle lor sunt ceva între ouăle de găină și ouăle de porumbel. Eu la Paște am vopsit ouă de găini tibetane. Cu ouăle lor prepar și mâncarea și sunt extraordinare. Dar care e diferența de gust, de exemplu? Mult mai bună, mult mai intensă. Și culoarea lor este galben-portocaliu, un portocaliu intens. Așa este galbenușul, știi? Ce tare! Și de unde se găsesc găinile astea? Că înțeleg că ele acum în perioada asta ar putea să fie o investiție dacă costă atâta kilul. Sunt foarte puține. E o singură doamnă în România care vrea să aibă o fermă și zice că cumpără de peste tot de pe unde găsește. Noi pur și simplu întâmplător am dat despre ele la piață. Le-am găsit undeva și Alina a cumpărat. Mie mi s-au părut foarte drăguțe, micuțe. Zic, hai să le luăm. Și după aia am văzut, de fapt, mă zic, noi nici nu știm ce valoare avem în casă. Și acum avem 6 găini și un cocoș. Da. Și chiar stă o cloșcă pe pui acum, că nu lăsăm atât de mult decât ar vrea ele să fie. Și avem și la soacra mea și avem și găini mai mari și găini de alte rase pe care le consumăm, bineînțeles. Avem și rase, avem și gâște. Cred că faptul că ai un loc de unde poți să te aprovizionezi cu lucruri bio este foarte important, mai ales în vremurile astea. Dacă mănânci sănătos, că de fapt se spune că ești ceea ce mănânci. Da. Avem o prietenă care, Daniela, care zice că se simte bănățeană cu fală. Și înțeleg că e o melodie, Miss Bănățeană cu fală. Da,
Mizbănățeană cu fală, la 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 la, cu pacima și cu geală, la 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 la, dar nici acuș niciodată, la 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 la, nu mă dau pe lumea toată, la 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 la. Păi așa e, chiar nu mă dau, că nu mă dau și nu mă dau, la 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 la, cât mai pot și nici nu vreau, la 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 la. De fapt, asta e rezoluția, nu vreau. Așa este. Da, pentru că e fală și pentru că Banatul-i Fruncea și a fost mereu. Uite, mai stăm 2 minute, o pupăm și pe Liliana Fedor, că n-am mai auzit, da, uite, e bine, bine că ne vedem aici, Lili, cu drag. Multă, deci n-are rost să-ți mai spun că lista este foarte lungă, o să poată să... Specialistul tău, Alin, o să analizeze situația, o să vadă exact care au fost persoanele, sunt foarte, foarte multe. Bun, când crezi că o să respirăm? Cei de la împărăție spun că după 15 mai. Eu cred că e un pic cam prea devreme. Normal. O să ieșim așa cu reticențe, doar la chestiile chiar care ne-au fost foarte, foarte necesare, dar cred că ar trebui să fim prudenți și cred că ar trebui să fim grijuli, așa cum ni se spune, să avem grijă, să fim atenți, pentru că atunci totul va fi bine, pentru că dacă vom începe să dăm năvală pe la aeroport, pe la gară, pe la plimbări de astea inutile și cumpărături din astea, cum i-auzeam pe unul că și-a luat să-și plimbe viermele sau peștele într-o pungă, peștele. Doar ca așa, să aibă motiv să iese. Mi se pare aiurea, chiar suntem inconștienți și cu petrecerile astea așa, care nu și-au sensul, că Dumnezeu să mă ierte, să dea Dumnezeu să fim sănătoși și să avem ocazie să ne bucurăm și să fim mulți împreună, așa cum am mai fost. Dar dacă nu înțelegem că atunci când trebuie să fim grijulii, atunci când trebuie să fim atenți să o facem, vremurile acelea bune pe care le așteptăm o să întârzie să apară, dacă nu vom înțelege asta. Este adevărat. Dă-te puțin mai în spate, că mă bucur că te-ai apropiat de mine, dar vreau să te văd așa mai întru totul. Te-ai înfierbântat, da, că ai venit de către noi, așa? Bine să vin mai aproape, da. Așa. Asta înseamnă că am împreună, cum să spun, ne-am bucurat și trăim cu emoție în momentul. Și e foarte bine. Și eu cred la fel. De exemplu, existau tot soiul de oameni care ziceau în sfârșit, sau i-am auzit, domne, ce rău îmi pare că nu se duc copiii la școală. Da, puteau să se ducă și după aceea să-ți pare rău o viață întreagă, pentru că încă nu-i momentul. Pentru cei care au copii, înțeleg foarte bine că era foarte devreme și sperăm să fie bine în septembrie, că sunt mesaje pe care le-am primit în legătură cu acest lucru. Deci, aș vrea să mai stăm încă 2 minute, nu știu dacă îți dai seama, dar suntem de vreo 40 împreună. Și da, frumos. Mă bucur. Chiar dacă ține mult, nu ți se pare mult. Nu ni se pare mult, că suntem între noi și totdeauna ne-a plăcut să vorbim, iar Nicoleta a fost una dintre invitatele mele preferate de-a lungul a 13 ani. Și o să mai urmeze de producții TV. Și atunci cu Nicoleta, deci aveam niște seri de bancuri cu Nicoleta absolut senzaționale și chiar vreau să te întreb, deci tu ai o memorie extraordinară sau cum faci să ții minte toate aceste snoave grozave? De obicei, dacă cineva îmi spune un banc, înseamnă că îmi pune mingea la plasă. El spune unul, imediat îmi aduc aminte de un alt banc. Acum când am făcut cu Alina aceste scenete, de multe ori mă gândesc, zic, vai, facem asta, hai să facem asta, hai să facem... Să știi că noi nu regizăm nimic, doar ne povestim, uite, așa ar trebui să facem. Că mulți, cine scrie? Nu scrie nimeni, nu avem niciun scenariu. Mi s-a părut pur și simplu, ne-am inspirat din situația asta. Bună oară, ne-am gândit, hai să facem un nou episod, că mi s-a părut interesant, cum n-ai voie să te duci decât dacă scrii câte o hârtie din asta și perioada asta de carantină, că un țigan n-ar zice așa, ce, bă, ți-ai făcut scrisoarea de cantarină care o cer ăștia să te duci pe stradă, să umbli. Mi se pare drăguță. Cantarina se pot bună. Face multe chestii. Da, da. Se pot face multe chestii drăguțe cu imaginație și dacă îți dorești asta. Am văzut prietenul meu, Claudiu Adam, de la cofetăria Claus, și avea un tricou
pe care scrie, pe tricou scrie așa, declarație pe proprie răspundere, și era tot textul declarației, adică omul, el însuși era o declarație pe propria răspundere în, în această perioadă. Deci, Nicoleta, hai să finalizăm așa frumos și în forță, să le spui ceva din sufletul tău mare și grozav, să-l pupe Alin și pentru ziua lui și pentru tot ceea ce ce faceți împreună. Felicitări, și o să ne mai auzim cu Alin și într-o altă circunstanță. Și veți vedea despre ce e vorba. E vorba despre ceva ceea ce vă ajută, ceva care vă va ajuta pe toți să fiți mai puternici, mai buni și poate chiar mai și chiar mai bogați din toate punctele de vedere. Vreau să te rog să faci tu finalul și să fie, nu știu, să te gândești la acel refren care să-i facă pe oameni să zboare pur și simplu. Da, am vrut să le spun românilor în general, tuturor prietenilor mei, dragii mei, nimic nu ține până-i lumea, nici ce-i frumos nu ține până-i lumea, dar mi-te rău ăsta, se va termina odată și odată. Trebuie să fim buni, trebuie să fim înțelegători, trebuie să fim răbdători, pentru că tot ce se câștigă cu sârg, tot ce se câștigă cu muncă, cu abnegație, este mai valoros. Așa o să fie și acum, o să vedeți, dragii mei. Eu sunt convinsă de asta. Nu va ține nebunia asta și rău ăsta până-i lumea. Se va termina și o să fie bine. Doar că și noi trebuie să fim bine și să înțelegem că fără ajutorul nostru, fără aportul nostru la binele ăsta, nu se poate întâmpla. Așa că dacă ne dorim să întâmple și cât mai repede, să încercăm să fim noi mai buni și să încercăm să fim în așa fel încât toate lucrurile să meargă bine, că noi știm cu toții ce ar trebui să facem. Și vreau să vă las pe toți cu un cântec. Un cântec frumos de veselie pentru toată lumea. La mulți ani cu sănătate, să-ți uităm relile toace, să mai vină șale bune, să ne fie drag pe lume. La mulți ani cu sănătate, să uităm relele toate, să uităm relele toate, să mai vină șale bune, să ne fie drag pe lume, să ne fie drag pe lume. Vă suc de nu vă vedeți! Mulțumim foarte mult, Nicoleta, te pupăm, te iubim, aveți grijă de voi, a fost cadoul nostru pentru voi și cadoul nostru pentru Nicoleta, pentru că am fost alături de ea în preajma zilei ei de naștere. La mulți ani, Nicoleta, să fii sănătoasă, iubită, bucuroasă, puternică, cu drag, pupăm mult! Doamne ajută! Mulțumesc, mă țucăm!